Bine ați revenit la probleme rezolvate. Azi, curent electric continuu. Și am ales o problemă din a cărei rezolvare putem învăța ceva foarte important, un lucru pe care, dacă nu-l știți, puteți rata un examen. Problema are 4 întrebări, ABCD, și veți înțelege la ce m-am referit când ajungem la întrebarea a treia, la întrebarea C. Dar întâi să vedem enunțul problemei. Datele problemei sunt în dreapta sus, iar pe tablă puteți vedea circuitul. El este alcătuit din două surse legate în paralel. Ele au caracteristicile E mare 1, R mic 1, respectiv E mare 2, R mic 2 și debitează curent pe un circuit care are rezistența R mare. Iar problema spune că prin prima sursă nu trece curent. Prima sursă nu debitează curent în ramura principală. Am arătat în primul curs de aplicații la curentul continuu, cel care are titlul Totul despre legarea surselor și, ca de obicei, găsiți linkul în descriere, o metodă pentru a găsi condiția ca printr-o sursă legată în paralel cu alte surse să nu treacă curent. Azi vă arăt o altă metodă, mai simplă, dar pe care o putem aplica doar în cazul în care avem numai două surse, așa cum e cazul nostru. Și anume, ne putem gândi în felul următor. Dacă vreau ca sursa 1 să nu debiteze curent în ramura principală, trebuie să pun condiția ca tensiunea la bornele sursei 2 să fie egală cu tensiunea electromotoare a sursei 1. Și atunci am blocat-o. Ea nu mai poate să debiteze curent în ramura principală. Dar de unde vine asta? Din legile lui Kirchhoff. Să aplicăm legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de sus din circuitul nostru. Și atunci avem așa. I1 înmulțit cu R mic 1 minus I2 înmulțit cu R mic 2 este egal cu E1 minus E2. Și putem scrie acum I1 înmulțit cu R mic 1 este egal cu E1 minus E2 plus I2 înmulțit cu R2. Voi scrie partea din dreapta în felul următor. E1 minus paranteză E2 minus I2 R mic 2, pentru că acum recunoaștem că în această paranteză este U2, este tensiunea la bornele sursei 2. Și atunci pot scrie I1 înmulțit cu R mic 1 este egal cu E1 minus U2. Și I1 atunci va fi E1 minus U2 supra R mic 1. Și într-adevăr, observ că dacă vreau ca I1 să fie 0, condiția este E1 să fie egal cu U2. Putem folosi această condiție ca să găsim valoarea lui R mic 2. Să vedem. Deci U2 trebuie să fie egal cu E1. Dar U2 știm că are această expresie. Adică E2 minus I2 R mic 2 este egal cu E1. Și acum o observație foarte importantă. Dacă prima sursă nu debitează curent, atunci curentul în ramura principală este de fapt egal cu I2. Deci I2 este de fapt egal cu I. Curentul prin circuitul legat la cele două surse. Iar acest I se poate calcula cu legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, ca fiind U2, tensiunea la bornele sursei 2, care dă curentul în circuit, supra R. Și mai trebuie să observăm ceva. Că U2 este de fapt egal cu E1 în condiția noastră. Și atunci am găsit că acest curent I2 este U2
supra R sau este E1 supra R. Și îl substituim aici și obținem E2 minus E1 supra R mare înmulțit cu R mic 2 egal cu E1. Și de aici rezultă că R mic 2 este E2 minus E1 supra E1, totul înmulțit cu R mare. Și am găsit relația care ne interesează pe noi, care ne permite să-l calculăm pe R mic 2, în condițiile descrise de problemă. Trebuie să observăm că problema nu are întotdeauna soluție, în sensul că nu întotdeauna există un R mic 2, în așa fel încât I1 să fie 0. Pentru că rezistența nu poate fi negativă. Și atunci condiția este ca E2 minus E1 să fie pozitiv. În cazul nostru așa este și putem să facem calculul. R mic 2 va fi 60 de volți minus 50 de volți supra 50 de volți înmulțit cu R mare. Adică va fi 10 pe 50, 1 supra 5, înmulțit cu 90 de ohmi, adică 18 ohmi. Deci, dacă n-am curent prin sursa 1, înseamnă că rezistența sursei a doua din problema noastră are valoarea 18 ohmi. Și am răspuns la prima întrebare. Întrebarea a doua, întrebarea B, câtă căldură produce rezistorul R mare prin efect termic în 15 minute? Am arătat în materialul aparate electrice de încălzit că atunci când transformăm energie electrică în căldură, o facem cu randamentul 100%, adică exact câtă energie electrică am dat unui rezistor, atâta căldură se degajă pe rezistorul respectiv într-un anumit interval de timp. Așa că, de fapt, ceea ce trebuie să calculăm este energia electrică pe care o dăm rezistorului R în 15 minute. Și energia electrică se poate calcula în mai multe feluri, de pildă I pătrat ori R ori delta T. Curentul prin rezistorul R mare, prin circuitul legat la grupul celor două surse, am văzut că se poate calcula cu relația E1 supra R mare. Adică 50 de volți supra 90 de ohm, 5 pe 9 amperi. Și atunci energia electrică pe care sursele o dau circuitului, de fapt numai sursa a doua în condițiile din problema noastră, dar asta nu are importanță, este 5 înmulțit cu 5 supra 9 înmulțit cu 9, pentru că am I pătrat, înmulțit cu R mare 90, nu mai scriu unitățile de măsură, și înmulțit cu 15 minute, chiar dacă nu le scriu, trebuie să am grijă să folosesc unități de măsură din sistemul internațional. 15 minute înseamnă 15 ori 60 secunde, adică 900 de secunde. Și acum, pentru că am folosit unitățile de măsură corecte, rezultatul trebuie să fie în juli. 90 se simplifică cu 9, 900 se simplifică cu 9, și obțin că energia electrică pe care o primește rezistorul R mare este 25 și 1, 2, 3, 0 uri, 25.000 de juli sau 25 de kilojuli. Și pentru că toată această energie electrică se transformă în căldură, înseamnă că în 15 minute rezistorul R mare ne dă căldura 25 de kilojuli. Și am găsit și răspunsul la a doua întrebare. Și am ajuns la întrebarea a treia, întrebarea C, întrebarea cu probleme. Problema noastră are o întrebare cu probleme.
Întrebarea zice așa, care sunt caracteristicile unei surse echivalente cu gruparea celor două surse din problema noastră? Aici unii gândesc așa, dacă numai sursa a doua debitează curent pe circuit, pe rezistorul R mare, atunci înseamnă că o sursă echivalentă trebuie să aibă caracteristicile sursei a doua. Adică tensiunea electromotoare echivalentă trebuie să fie E2, iar rezistența internă echivalentă trebuie să fie R mic 2. Adică înlocuim gruparea celor două surse cu sursa a doua, că oricum numai ea debitează curent pe circuitul exterior. Și s-ar putea să facem și o verificare, și foarte bine am face, și anume să calcăm curentul în cazul în care am avea în circuit doar sursa a doua și știm că legea lui Ohm pentru întregul circuit spune că în acest caz curentul ar trebui să fie E2 supra R mare plus R mic 2. Adică trebuie să fie 60 de volți supra 90 de ohmi plus am calculat că R mic 2 are valoarea 18 ohm. Și atunci curentul în circuit, dacă ar exista numai sursa a doua, ar fi 60 pe 108 amperi, adică dacă simplificăm cu 3, ar fi 20 pe 36 amperi și mai putem simplifica cu 4 și găsim că intensitatea este 5 pe 9 amperi. Adică atât cât este și în cazul în care avem ambele surse în circuit. Și tragem concluzia că înseamnă că o sursă echivalentă este o sursă care are caracteristicile sursei a doua. Dar acest raționament este greșit. Și este greșit pentru că dacă ați folosit acest raționament înseamnă că sau ați uitat sau nu știți definiția corectă a surselor echivalente. Dacă două surse dau același curent, aceeași intensitate, pe un anumit rezistor dat, asta nu înseamnă că sunt surse echivalente. Două surse sunt echivalente dacă intensitățile curenților, să ne spunem I1 și I2, pe care cele două surse le dau pe orice rezistență, sunt egale. Deci nu doar pe o anumită rezistență, ci pe orice rezistență. Dacă vreau ca două surse să-mi dea același curent pe un anumit circuit, indiferent ce rezistență are circuitul respectiv, atunci trebuie să pun condiția ca rezistențele interne ale celor două surse să fie egale. Iar rezistența internă a grupării noastre de două surse nu este egală cu R mic 2. Dar ea se poate calcula, pentru că avem sursele legate în paralel, cu formula 1 supra R echivalent este egal cu 1 supra R mic 1 plus 1 supra R mic 2. Adică 1 supra R mic echivalent este 1 supra 10 ohmi plus 1 supra 18 ohmi. Deci 1 supra R echivalent va fi egal cu, numitor comun avem aici 90 și înseamnă că la numărător voi avea 9 plus 5, adică voi avea 14 supra 90 ohmi, ceea ce înseamnă că rezistența echivalentă va fi 90 pe 14, se poate simplifica cu 2, 45 pe 7 ohmi. Deci rezistența echivalentă a grupării noastre este 45 pe 7 ohmi. Iar o sursă echivalentă lor trebuie să aibă și ea această rezistență internă. Și am arătat în materialul despre care v-am vorbit deja totul despre legarea surselor, că în acest caz se poate calcula
E echivalent, tensiunea electromotoare echivalentă, cu relația E1 supra Rmi 1 plus E2 supra Rmi 2, totul supra 1 pe Rmi 1 plus 1 supra Rmi 2. Și pentru că 1 supra R mic 1 plus 1 supra R mic 2 este 1 pe R echivalent, această relație se mai poate scrie E echivalent supra R mic echivalent este egal cu E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2, o relație mai ușor de memorat și mai frumoasă. Și mai mult decât atât, care se poate generaliza foarte ușor. Pentru că dacă sunt mai multe surse, n-am decât să scriu plus E3 pe R mic 3 plus așa mai departe. Noi știm deja cât este 1 pe R1 plus 1 pe R2. Este 14 pe 90 sau 7 pe 45. Așa că mai trebuie să calculăm numărătorul ca să putem calcula tensiunea electromotoare echivalentă. Să calculăm. Nu mai scriu unitățile de măsură pentru că am doar volți și ohmi. E1 pe R mic 1, 50 supra 10, plus E2 pe R mic 2, 60 supra 18, egal cu 5 plus, aici dacă simplific cu 6, am 10 supra 3. 5 ori 3, 15, cu 10, 25, 25 supra 3. Și atunci, E echivalent, tensiunea electromotoare echivalentă, va fi 25 supra 3, împărțit la 1 pe R1 plus 1 pe R2, care face 14 pe 90, adică 7 pe 45, și asta înseamnă că trebuie să mulțesc cu 45 supra 7. Se simplifică 3 și 45 și rămâne 25 înmulțit cu 15 supra 7, adică 25 ori 15, 375, deci E echivalent este 375 supra 7 volți. Iar R echivalent, ați văzut mai înainte, că este 45 supra 7 ohmi. Și acestea sunt caracteristicile unei surse echivalente cu gruparea surselor noastre. Tensiunea electromotoare a sursei echivalente trebuie să fie 375 pe 7 volți, iar rezistența ei internă trebuie să fie 45 supra 7 ohmi. Ultima întrebare, întrebarea D. Ce valoare trebuie să aibă rezistența R mare, adică circuitul, pentru ca puterea pe el să fie maximă și cât este această putere? Am demonstrat în materialul electricitate 03 din seria fizică pentru examene și concursuri că o sursă debitează puterea maxim posibilă pe un circuit atunci când rezistența circuitului este egală cu rezistența internă a sursei. Cât este ea? Puterea este în general I pătrat înmulțit cu R, adică dacă folosim legea lui Ohm pentru întregul circuit, E pătrat supra R mare plus R mic la pătrat înmulțit cu R mare. Și dacă punem condiția R mare egal cu R mic, obținem expresia pentru puterea maximă. E pătrat supra 2R mic la pătrat 4R mic pătrat înmulțit cu R mic. Aici se simplifică și găsim expresia puterii maxime. P maxim este egal cu E pătrat supra 4R mic. Și pentru că noi am calculat caracteristicile unei surse echivalente grupării de surse din problemă, nu mai trebuie să ne gândim la cele două surse legate în paralel, ci la o sursă echivalentă, care are tensiunea electromotoare și rezistența internă date de aceste valori. Și atunci putem calcula
puterea maximă va fi 375 supra 7 la pătrat e pătrat supra 4 înmulțit cu R mic, adică 45 supra 7. Putem simplifica 7 cu 7 la pătrat aici și găsim că puterea maximă este egală cu 375 la pătrat supra 4 înmulțit cu 7 și înmulțit cu 45. Și dacă am făcut bine calculul, puterea maximă este aproximativ egală cu 112 W. Vă invit să faceți și voi calculul, să verificați dacă e atât sau nu. Și am calculat puterea maximă pe care gruparea celor două surse, despre care vorbim de la începutul problemei, o poate da unui circuit. Atât pentru azi. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!